Ok, de salut tuturor și bine ați venit la un nou vlog cu voi. Să nu astăzi vom face un nou video. Nu vom lăsa găinile afară pentru că sunt destul de rele dacă le lași și vreau să-mi dați o părere cum se vede acum cu camera. În caz că nu știți, mi-am luat o cameră. Știu că poate nu vi se pare o diferență extra mega uriașă, dar totuși este. Și plus că la cameră pot să schimb obiectivul ca să se vadă și mai bine. Este un Panasonic Lumix G7 la recomandarea lui Bogdan, bineînțeles, îmi plăcea și cum filmează lui. Și ăsta e primul vlog. Primul vlog cu camera, sper să audă bine, am făcut niște mici setări în așa fel încât să meargă treaba, să meargă treaba cât de bine la videoclipuri, pentru că am inițial am filmat un video ieri fiind joi și am avut niște mici probleme. Dar filmăm astăzi ca să nu mai avem probleme. Mulți ați vrut clip cu găinile, noutăți, toate cele, așa că aici e videoclipul. Ca să vă dau și niște noutăți. Din păcate am avut două pierderi. Cea de la Moțata, Splash, a trebuit să o sacrific pentru că avea o afecțiune urâtă la ochi, care chiar dacă pasărea se vindeca, ea rămânea în organism și se răspândea. Era purtătoare pe scurt. Și mai am avut încă o pierdere. Găinușa aceea galbenă bărboasă de la Albăstrica, dacă o știți, a murit pentru că cred că au bătut-o și nu știu, au dat-o jos noaptea de pe locul unde stau, de pe botă, de pe etică, și probabil a răcit și a murit. Da, cam asta este, din păcate n-avem ce face. Și o găină era să moară, din nou, uitați-o pe asta de aici. Dar am ajutat-o, a căzut de două ori de pe botă noaptea, ori au ciupit-o, ori etică, dar am separat-o. Prima dată am separat-o, am pus-o după câteva zile, acum am separat-o iarăși și o să o țin mai multe zile. Ele au loc destul în țarc, problema e că asta cum se numește, problema e că nu se înțeleg noaptea, probabil. O să arăt toate animalele, să le vedeți. Aici am iepurii. Bineînțeles, i-am separat, nu știu dacă v-am zis în clipul trecut. Aici avem pe cei mici, care nu mai sunt chiar deloc mici, sunt deja mari. Le-au dat și comițele, i-am deja de, cred că două săptămâni, nu, sper că nu greșesc. O să le crească, o să vedeți, că o să facă foarte frumos. Vă recomand Alin și Iepurii, se numește domnul. Puteți găsi pe Facebook Iepuri PT de companie Giurgiu sau ceva de genul, dacă doriți. Și dacă vreți să-i vedeți și pe ăștia mici, să vi arăt. Ăsta e cel cu ochiul, cu problemele la ochi, vedeți, v-am zis că s-a deschis un ochi. Stați puțin că e nebună găina asta. Uitați unde s-a urcat. Du-te tu jos. Să vă arăt ochișorul. Și-a deschis un ochișor. Oarecum și l-a deschis, uitați. Și unul nu e deschis. E tot așa. Știu că mi-a zis să fac, dar n-am avut timp, o să fac mâine. Probabil dacă am timp. Uitați aici, ce ochișor, vedeți? E deschis cât de cât. Ăștia negri mi-a zis că vă plac. Stați, băi! Ăștia negri mi-a zis că vă plac. Uite pe găina asta. Tu nebună, tu! Du-te de aici! Așa. Vedeți aici toate cele. Și aici avem pe cealaltă. Ăștia sunt puii mai frumoși, trebuie să recunoaștem toți. Frumoși în sensul că sunt mai bine crescuți. Ceea ce pe ăsta alb, făcând o comparație. Și am și mai colorați. Adică, vedeți, s-au făcut mari de când vi-am arătat. Când vi-am arătat chiar erau mici, au început să și mănânce chiar. Ei, n-asta nu știu, vrea să facă ou și nu are unde. Du-te nebună de aici, că ai destule cuibare. Ei, vedeți? Le-am scos cuibarele, le-am scos deja de ceva vreme. Și le fac, de obicei, un cuib din paie. Fac așa, se bage în el. Noaptea și ei se bagă, adică de obicei, femeia îl mai strică și le refac. Vedeți, avem aici acesta care e colorat, e multicolor. Avem aici unul care
un fel de alb spre gri deschis, cu nuanțe mai închise. Și avem, avem și gri închis, care e gri închis cu alb. Sunt foarte frumoși, o să fie și de vânzare dacă sunteți interesați. Marea Mureș, Baia Mare, colt tău de fapt. Bine. Ăsta e alt subiect. Avem aici masculul, cu care nu cred că o să o montez. Deci o să montez doar cu ăla mic. Și asta prin toamnă, m-am gândit, voi vedea. Dar încă o să-l mai țin. Și-a găina asta s-a călcat. Uite la cocoș. Așa. Aici e pulița, care a fost bătută în ghilimele. Uite, asta încearcă să bea apă. Și vedeți, vine aici să mănânce. Chiar a reușit să bea. Iepurița aici, cum v-am zis, stai să vă arăt și mai bine. O vedeți, foarte frumoasă. Cred că sunt originali. Poate am și eu în sfârșit ceva original. Da, ăștia două fetițe micuțe, aia și aia sunt. Ăștia doi. Și poate și asta albă. Uite, vedeți că bea lapte. Masculea de vânzare, cum v-am zis, acolo sus, acolo mai am ceva. Hai să vedem și pe ei dacă tot, că nu i-ați mai văzut. Cocoșul de mii de flori e mai micuțel, așa a crescut mai greu. Cel de sebrict și cel șchiop, pentru a-i vedea. Clipul ăsta probabil va fi postat mâine, adică vineri, după editare, bineînțeles. Aici e dezastru, știu. Trebuie să iau toate aceste lucruri. Au început să ouă aici, a început să ouă bărboasa destul de bine și au început să ouă și cele de mii de flori. Chiar am pus câteva ouă de la ele. O să vedeți că, virgulă, curând voi pune incubatorul și vedeți niște noutăți bune, să zicem așa. Ăla e unul fals, dar azi nu cred că au făcut. Ele au făcut vreo 2 sau 3. Deci mii de flori și bărboasa, padawana nu știu. Să vedem și la padawane noutăți. Le-am făcut curățenie. Nu, acum. Luni, cred. Cocoșul e agresiv. Vați? E destul de prostovan. Aici avem pui. Pe care cred că aștepta să-i vedeți. Mătasea, care e murdară, pentru că ei dorm pe jos. Pe jos e murdar. Atunci vă dați seama automat că nu e așa curat. Dar unii mai stau și pe bot. Aici avem ăla de bărboasă de anvers. Eu le mai țin încă becul. Încă nu au chiar 2 luni. Fac mâine. Aici avem o familie separată pentru a-mi strânge ouă. De altfel, deja mi-am strâns destul de multe și am și de padawan am strâns 6. Au făcut ieri, cred că. Au început oatul și ăstea foarte bine, deci piticele. Vreau să vă zic că am luat, nu știu, deci de la toate piticele, plus, deci și ăstea și alea pe care mi le-am separat. Și mi-am separat și golașa și mi-am separat și aia bobată, de acolo, pe gri. Și golașa și ce am mai separat, stați, deci golașa. Boata pe gri și mai era una aia cu moț mic. Dar le-am scos acum pentru că sunt prea multe ouă. Uitați aici, mai avem 3, 6. Da. 6 ouă, deci am început oatul. Mâine, probabil mâine mai pe seară o să mut asta, cum se cheamă, găinile împreună și cocoșul. O să încerc să-i las cumva afară, nu știu, ori mâine la zi se las, uite și găina asta. Ori mâine la zi cumva să-i las împreună ca să încerce să se reaccepte, să zicem așa. Ori nu știu, altă soluție. Uitați, vedeți cum mănâncă iepurașii, ca să vedeți și voi cu ochii voștri. Cum mănâncă, sper să audă bine, sincer, că am făcut niște reglaje și destul de rău cu microfonul ăsta. Să vedeți și prepelițele, au început prepelițe oatul. Vedeți aici, momentan avem puține, pentru că am cules și dimineață. Deci am luat... De la prepelițe astăzi 13, 14, 5, vreo 16 ouă aproximativ, dacă nu și puțin mai bine, doar de la ele. Am 27 de
femele și 9 masculi, da, că nu greșesc. Aici am și masculin plus, 8 masculin plus, mai exact. Ăștia vor fi de sacrificat, din păcate, pentru că știu că voi mă știți că nu sunt adeptul sacrificării, dar va trebui să facem, nu putem să... Așa. Aici le vedeți, au apă, au mâncare, tot ce le trebuie. Au apă aici, le vine prin furtun, va trebui să ne mai pun niște apă. Le-am cumpărat și la pui versel, am început să le iau versel. Aici avem pui mici. Hai, vă scot unul să vi-l arăt. S-au făcut mari, de fapt, nu mai sunt mici. Uitați-l deja ce mare e. Chiar am vândut vreo șase bucăți am vândut. Asta e cel mai încălțat pui pe care l-am. Doar uitați aici ce încălțătură pe el. Am vândut vreo 6 pui. Vară și bulgărescu. Am un bulgăresc mai frumos, așa să zicem, e un cocoșel. Ca să zicem, uitați-l. Bulgăresc. Am și bulgărești din prima serie. O să fac un clip cu ei afară când o să mai fie ok. Și am un pui, din păcate, sărăcuțul, nu o să vi-l arăt, că îl vedeți de fapt aici. Am niște probleme cu piciorul, niște probleme destul de urâte. Nu, de stări cărcânat, nu se poate mișca. El a fost ok în prima zi, hai să vă explic. Deci a fost foarte puțin, foarte puțin este deplasat piciorul. El a legat cu ață, că am văzut pe Facebook niște metode pentru a-l salva, pentru că era frumușel și nu voiam să-l pierd. Și l-am legat cu ață. Și din păcate, după ceva vreme s-a dezvoltat din nou boala, destul de urât. Atunci n-avem ce face, va trebui eliminat, din păcate. Știu că poate mulți sunteți de acord cu asta, dar nu, așa se chinuie, nu poate mânca și stă, îl calcă ceilalți. Aici am cușca unde o să-i mutăm pe ăștia când o să mai crească, va trebui să o și curăț. Și acum haide să mergem la Dona. E purașii de vânzare, ați văzut. Ăsta cu care am montat, cel mic, 50 de lei bucata. Pentru interesați. Și acum haideți să mergem și la Dona puțin, să o vedeți pe ea, că n-ați mai văzut-o. Apropo, aici am un ou, un ou care e spart, e făcut de ieri, dar am uitat să-l duc în casă. Nu știu dacă e prea ok, dar cred că se poate consuma. Dacă nu, o să-l dau la găini. Stați să bage focus. Ia uite, Dona, ce faci, fetiță? De mult n-ați mai văzut-o și știu că probabil voiați să o vedeți. Știți că este castrată. Îl salut și pe Bogdan pe această cale. Mulțumesc de îndrumare cu această cameră. Sper din tot sufletul să se audă bine. I-am cerut și în privat o părere. Sper să vadă acest vlog, să-mi scriu un comentariu sau un privat dacă nu. Și îl salut și pe ferma Grădina Bio. Știu că mi-a zis să fac videoclipuri mai lungi și să le filmez mai mult. Să le prezint așa, cât. Acum nu știu cât de bine se va auzi, pentru că vreau să întorc camera și microfonul e îndreptat în exact partea opusă, dar sper să mă aud cât uși de puțin. Cam asta a fost videoclipul, dacă a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și dacă vreți videoclipuri mai lungi, nu uitați să vă și abonați, să apăsați și pe butonul, pe clopoțel, pentru a primi toate notificările. Cu voi a fost un nou, ne auzim data viitoare la un nou video, numai bine tuturor. Pe curând, haideți să închidem filmarea, bun!